joi 5 decembrie, de la ora 18, în prezența câtorva zeci de copii și a părinților, s-a deschis, cu o întârziere de 5 zile din cauza vremii, cu temperaturi încă pozitive, patinoarul amenajat în piața Roman Vodă de către firma Viobeti, în colaborare cu primăria municipiului Roman. Oficiile de gazdă au fost făcute de viceprimarul Roxana Iorga, cea care a dezvăluit câte ceva din culisele programului organizat în acest sfârșit de decembrie de către municipalitate. E al treilea an când facem surpriza celor mici, nu doar celor mici, al treilea an consecutiv când primăria municipiului Roman face această surpriză. Cu această ocazie îi invităm pe cei mici în fiecare zi, acum că e școală, probabil după programul școlii, de la 10 începând până la 22 în fiecare zi. Să știe cei mici că între 10 și 11 în fiecare zi vor avea gratuitate. În timpul vacanței probabil vor profita de această gratuitate pentru că acum e încă școală. Prețul a rămas la fel ca cele de anul trecut, adică 10 lei intrarea liberă cu patinele de acasă și 10 lei în plus vor avea aici ocazia să închirieze patine pe măsura lor. Avem și standuri cu ceiuți cald, cu vin fier pentru părinți, cu dulciuri și cred eu că anul acesta va fi la fel de bine ca cel de ca anul trecut. Pe data de 13 vom avea surpriza mare aici în Părculeză, dacă e surpriză nu vreau să o divulg. Pe data de 13 seara, pe seară, o să vă invităm să fiți alături de noi atunci când sperăm noi să vă surprindem plăcut. Și în rest, bineînțeles, toate activitățile ce țin de sărbătorile de iarnă. Printr-un protocol cu firma Viobeti de la București, primăria a încheiat acest parteneriat pentru montarea patinoarului. Vorbiți-ne un pic, care este contribuția primăriei, care este cea a firmei colaboratoare? Noi le asigurăm partea de utilități celor care au venit și au închiriat de la noi, dar un procent destul de mare, adică peste 50% din profitul lor, se va duce către activitățile de de perioada Revelionului, tot ce înseamnă activitățile de pe scenă și celelalte surprize. Deci se va întoarce într-un fel către cetățean. Gândiți că cam câți copii estimați că vor veni anul acesta, că de la an la an sunt mai mulți. Noi așteptăm cât mai mulți pentru că, eu vă dau exemplu fiicei mele, anul trecut a venit și s-a ajutat de către colegi să se țină în echilibru. Anul acesta i-am și cumpărat patine, deci să spunem noi că așteptăm mai mulți anul acesta, undeva în jur de 200 de copii pe zi ar fi un număr pe care noi ne-l dorim. Bucuria celor mici a fost de nedescris. Părinții și ei, aflați alături de cei mici, au apreciat faptul că și la noi există posibilitatea să fie amenajat un patinoar unde copiii să facă mișcare timp de câteva ore pe zi. E bine? Da. Da. Pentru că sunt la patinoar și îmi place. Ai mai fost la patinoar? Da. Îmi place foarte mult să patinez. Patinele sunt închiriate sau? Le-am cumpărat din Austria. Copiii se bucură foarte mult. Eu mă bucur că mai departe. Eu mă bucur că patinoarul se va deschide. Și îmi place să fiu la patinoar. Nu mai știu ce să mai spun. Da, mulțumim de fapt bucuria lor de Moșu Nicolae. Conform contractului, primăria asigură plata utilităților, în special energia electrică. Patinoarul are dimensiuni de 35 pe 15 metri, intrarea a fost planificată pe 6 serii, acestea fiind următoarele 10, 11:30, 12:13:30, 14:15:30, 16:17:30, 18:19:30, și 20-22.